Cursurile de inițiere, recalificare sau calificare și perfecționare sunt organizate gratuit pentru șomeri sau cu plată pentru persoanele care doresc să se recalifice, dar nu au dreptul la gratuitate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău derulează și în acest an cursuri de formare profesională gratuite pentru persoanele aflate în căutare de loc de muncă, șomeri indemnizați sau neindemnizați, dar care să fie înscriși în evidențele noastre. O parte dintre aceste cursuri, respectiv 5 dintre ele, au început pe 15 ianuarie pentru cei care vor să devină frizeri, manicuriști sau pedicuriști, mecanici auto sau operatori calculator. Doritorii să participe la astfel de cursuri sunt așteptați la compartimentul specializat care se ocupă cu selecția persoanelor care au și drepturi și care și își exprimă dorința de a urma cursuri de formare profesională și pe parcursul anului vom vedea în ce număr de cursuri se concretizează activitatea aceasta. La sfârșitul lui 2013 erau înscriși pe liste peste 900 de băcăuani, iar la începutul anului 2014 și până la jumătatea lui ianuarie, alți 100 de băcăuani s-au înscris în evidențele AJOFM. Cei care vor să participe la aceste cursuri trebuie să prezinte acte de studii, certificatul de naștere, actul de identitate, carnet de șomer, dar și actul medical cu specificația apt pentru ocupația respectivă.